Potrivit unor estimări transmise primăriei municipiului Roman în anul 2020 de către compania județeană APA Serv, suma totală pretinsă de societate pentru ca municipalitatea să se poată rupe de serviciile prestate de aceasta se ridică la valoarea de 150.369.389 de lei, respectiv contravaloarea a circa 30 de milioane de euro, bani care ar cuprinde inclusiv investiția implementată de companie prin programul operațional sectorial de mediu, perioada de monitorizare a proiectului urmând să expire în anul 2023, situație în care această sumă s-ar diminua considerabil. Dacă desfacerea contractului ar fi de comun acord, municipalitatea nu ar mai fi nevoită să plătească aceste sume colosale companiei APA Serv. Cea din urmă însă știe că de la utilizatorii de pe raza unității administrativ-teritoriale Roman vin bani frumoși. Numai în anul 2021, veniturile înregistrate prin facturarea volumului de apă fiind de 18.431.931 de lei, iar redevența care s-a întors la companie fiind de 2.834.239 de lei, deci circa 4 milioane de euro doar de pe zona Romanului într-un singur an. În schimb, compania a realizat investiții pe raza municipiului Roman în valoare de doar 2.074.905 lei în perioada 2012-2021. Pentru că au fost anumite întrebări fiind cu privire la valoarea de răscumpărare a contractului sau sumele care ar trebui au fost pretinse de companie, vreau să vă spun că acestea sunt enorme. Au fost transmise din anul 2020 către primăria municipiului Roman, urmare a solicitării care s-a făcut și au fost detaliate, dar vreau să vă spun că valoarea finală la care s-a ajuns, care reprezintă prejudiciul calculat de companie, este de 150.369.389, sumă calculată, bineînțeles, la acea dată, deci vorbim de circa 30 de milioane de euro. Aici această sumă are mai multe componente. Are componenta care reiese din planul operațional infrastructură, din planul sectorial de mediu, POS-ul vechi, din care 83 de milioane erau investite la Roman. E vorba de sume urmarea unor litigii în urma contractelor de lucrări care s-au derulat. E vorba de achiziții de echipamente care s-au făcut pentru zona Roman și împrumut care s-a luat pentru zonă și inclusiv sume din alocate pentru ca și cotă din programul infrastructură mare pentru municipiul Roman. La fel, ultima sumă pe care este prezentată în acest material e vorba de valoarea profitului calculat până la sfârșitul contractului, care este estimat la 47.535.000. Aceste sume sunt prezentate ca și dorite de companie în momentul în care la acel moment. Așadar, pentru ca Romanul să poată renunța la serviciile companiei APA Serv, municipalitatea ar trebui să plătească sume colosale, cu titlu de răscumpărare a contractului, valoarea sumei totale fiind raportată la anul 2020. APA Serv are pretenția ca unitatea administrativ-teritorială Roman să-i plătească și costurile datoriilor și litigiilor pe care le-a suportat la implementarea programului operațional sectorial de mediu, respectiv extinderea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate Roman, dar și valoarea profitului calculat până la finalul contractului, adică până în anul 2058, contractul între cele două părți fiind încheiat pe o perioadă de 49 de ani.